Primăria municipiului Suceava alocă 350.000 de lei pentru festivalul de artă medievală, care se va desfășura în perioada 17-20 august în Cetatea de Scaun. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că își dorește ca festivalul medieval din Cetatea de Scaun să devină un reper la nivel internațional. Noi credem în strategia de turism, iar pentru a aduce cât mai mulți turiști în Suceava, avem nevoie de obiective turistice și de evenimente, a subliniat edilul șef al Sucevei. Vom aproba 350.000 pentru Festivalul de Artă Medievală, care se desfășoară în perioada 17-20 august. La fel, în acest weekend, la cetate are acea loc gala kickboxing, la fel, iată, un eveniment de promovare a orașului. Și mă bucur faptul că lucrurile în domeniul turismului încerc să se lege bine. Și la fel de important, evenimente. Evenimente, și așa cum vedeți, ele se succed și sunt evenimente până la sfârșitul anului. Am dat acum doar cele care sunt în perioada imediat următoare. Deci eu zic că avem potențial, avem brandul Bucovina, Cetatea de Scaun, și ca atare eu zic că avem toate șansele să creștem numărul turiștilor în Suceava. Câteva sute de cavaleri, domnițe și păpușari din România, dar și din mai multe țări, vor participa la cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare în municipiul Suceava. Evenimentul este organizat în perioada 17-20 august de Consiliul Județean Suceava și Muzeul Național al Bucovinei în asociere cu Primăria Municipiului Reședință. Cei care vor vizita Cetatea de Scaun a Sucevei în această perioadă se vor bucura de atmosfera medievală creată de participanți prin dansuri, spectacole cu foc și lasere, cai, pantomimă, școli de lupte, comedia de arte, teatru și concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, păsări de vânătoare, ateliere de gastronomie medievală, de arte textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie, ateliere de magie, animații medievale, baloane de săpun uriașe.